Bine, v-am regăsit, berbec. S-ar putea să registrați un eșec în afaceri sau să pierdeți o sumă importantă. Dacă nu vă stăpâniți nervozitatea, riscați să aveți probleme cu colegii de serviciu și cu persoana iubită. Evitați orice fel de ceartă cu partenerul de viață. Taur. Șefii vă reproșează că nu acordați destul atenție sarcinilor de serviciu. Pe plan sentimental, este posibil ca atmosfera tensionată din ultimele zile să se accentueze. Nu vă descurajați. Cu răbdare și tact puteți trece cu bine peste toate dificultățile. Gemeni Dimineața este posibil să apară evenimente neprevăzute care vă împiedică să vă respectați programul. Nu este momentul să intrați în afaceri. Relațiile de parteneriat vă pot crea mari probleme. Țineți cont de sfaturile celor cu experiență. RAC nu este exclus să pierdeți o afacere avantajoasă pentru că întârziați la o întâlnire importantă. Nu vă enervați. Sunteți predispus la accidente vasculare. Vă sfătuiesc să vă relaxați mai mult. Copiii vă fac o surpriză plăcută și reușesc să vă redea buna dispoziție. Leu. Dimineața este posibil să primiți o veste neplăcută de la o rudă apropiată și să vă schimbați complet programul zilei. Sunteți nevoiți să faceți cheltuieli care vă depășesc bugetul. Nu ezitați să apelați la prieteni. După amiază sunt șanse să primiți o sumă importantă pentru o colaborare mai veche. Fecioară un eșec în afaceri vă face să deveniți irascibil. Vă sfătuim să nu vă revăsați nervii acasă. Ar fi bine să țineți cont de sfaturile partenerului de viață. Spre seară vă mai liniștiți la o întâlnire cu prietenii. Cu detalii despre celelalte zodii, vă aștept în doar câteva minute.